celebrul Zinedine Zidane. Și cele două echipe se vor alinia în curând pentru intonarea imnurilor de stat. Iată 11-le trimis în teren de antrenorul Roger Lemer. Formidabilul cor al galeriei franceze, ale Le Bleu, și meciul care începe cu Adrian Ilie. Pires, Petit, Thierry Henry și un body check al lui Mutu, prima lovitură liberă a acestui meci, faulta asupra lui Thierry Henry. Contra face marcaj la Zidane, este 1-0 în secunda 40 a meciului. La primul atac, francezii deschid scorul prin Patrick Vieira. Patrick Vieira, jucătorul lui Arsenal, a debutat la echipa națională în 1997 cu prilejul unui amical Franța-Olanda. 2-1 pentru francezi. Dorinel Munteanu, Adrian Ilie încearcă să se desprindă de marcajul lui Cristian Val. Mutu, contra, reluare bună. Un șut deviat și mingea trece pe deasupra, va fi corner. Turam, acesta este Pires, intervine Ghioane. Zidane nu reușește să-l deposedeze și putem pleca pe contraatac. Acesta este contra în fața lui Candela, pasă bună. Mutu, care șutează peste, nu a fost Viorel Moldovan. Poziție bună pentru golgheterul lui Nant. O pierde de sub control. Dugari se luptă cu Viorel Moldovan, recuperăm Ghioane pătrunde, atacat de Petit, cade și obținem o lovitură liberă de la circa 17 metri. Moment favorabil pentru echipa noastră. În reluare, intervenția lui Cristian Val. Este și Dorinel Munteanu.
Adi Ilie cu dreptul sau Dorinel cu stângul. A plecat Viorel Moldovan de acolo. Bate Adi Ilie peste poartă. Debutantul Răzvan Raț. Moment important al carierei lui tânăr rapidist. Debutează împotriva campioanei mondiale și europene și împotriva lui Pires. Pires va ceda probabil mingea, da? Thuram aruncă de la margine. Zidane, Pires vine în viteză. Combină, Dugarry mai departe. Petit. Oho! Ce șut al lui Emmanuel Petit în vinclu. Șut de la peste 25 de metri. Arbitrul privește cu admirație pe Emmanuel Petit, nu și Angel Iordănescu, care dă semne că este dezamăgit de Lovonț. Luarea fazei a fost suficient această accelerație a lui Pires și deviere apoi a lui Dugarry. Lovonț plonjează, nu poate opri însă această minge. Scorul este de 2-0, favoarea Franței. Minutul 26. Zidane îi sare mingea. A fost încurcat puțin și de arbitru. Mutu, o piruetă, ține mingea prea mult. Patru jucători s-au grupat rapid în jurul lui. Contra reușește să scape pe extremă, este însă oprit de Candela. Mutu dă drumul la pasă la timp. Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, preluarea lui Viorel Moldovan și să nu spuneți că este penalti. Nu este penalti. Ba, este penalti. Da, este penalti. O preluare inteligentă a lui Viorel Moldovan, care și-a simțit adversarul aproape. Mutu și Rame față în față. Stadionul huiduie. Mutu ratează. Intervenție foarte bună a lui Ulrich Rame. Mutu dezamăgește încă o dată. Nu reușește să înscrie de la 11 metri. Pe Stade de France, Mutu rămâne cu un singur gol până acum, marcat pentru Naționala României în 18 selecții. Pentru Franța. Într-un meci în care Adrian Mutu a ratat un penalti. Se complică Chivu. Jocul continuă. Pires pasă pentru Thierry Henry. Oh, a avut noroc Lovonț. Și se încheie prima repriză. 2-0 în favoarea Franței. A ieșit Răzvan Raț, înlocuit de Florin Șoavă. Intervenție bărbătească a lui Ionel Ganea. Foarte ambițios atacantul lui Stuttgart. În aceste dueluri, Ganea vrea multe de la acest meci. Zizou însă pleacă de lângă minge. Rămâne ca Thierry Henry să bată direct spre poartă, pe sub zid, însă în brațele lui Lovonț. Thierry Henry, la 1,88 m, are o tehnică uluitoare, o viteză extraordinară. A debutat în prima divizie franceză la numai 17 ani. Sprintul lui Viorel Moldovan, Desailly lângă el. Viorel încearcă să treacă. Și trece, centrează pe jos, apare Makelele, Ganea din spate, Gheane în careu, Gheane încă o dată. Deposedat, Candela evită cornerul și degajează Desailly. Până la Chivu. Șut de la distanță, reținut de Rame, a tras Șoavă.
Și o pasă acum pentru Ganea. Pasă bună dată de Rădoi. Mingea a fost însă deviată. Corner. Imagine Cristian Val, cel care a deviat pasa trimisă de Rădoi. Minutul 62, încă un corner pentru naționala noastră. Lovitură de cap a lui Cristi Chivu, frumos. Ghiane din nou și neînțelegere cu Mutu. Carier trece de Mutu, trece și de Rădoi. Îl are în față pe Gică Popescu, pasă pentru Machelele. Șutul acestuia reținut de Lobonț. Chivu a fost acolo și am impresia că a amortizat tăria șutului cu Bogosia. Centrare pentru lovitura de cap a lui Pancu. Acesta lasă mingea să treacă până la coechipierul său de la Rapid, Șoavă. Centrează Șoavă. Șutul lui contra. Peste. Carier a văzut și a atenționat pe arbitru. Jocul a continuat. Scapă de sub marcaș Pancu. Foarte bună. Foarte bună acțiunea lui Pancu și un lob. Un lob frumos. Rame s-a întins cât a putut și a trimis în corner. Cea mai frumoasă acțiune a echipei noastre în această repriză secundă. Moment de inspirație a lui Pancu, angajat, dacă nu mă înșel, de contra. Turan acum. Viitor. Trece de Ghioane. Pătrund de Viltor, în continuare, șut în colțul scurt, colțul apărat de Lobonț. Centrarea lui Dorinel Munteanu, respinge de Sai. Moment de vâlbâială al defensivei franceze, de care n-am știut însă să profităm. Corner. Bate Laurențiu Roșu. Gică Popescu în careul advers. Face semn lui Roșu să trimită pe colțul lung. Gică Popescu, Ganea și gol. 2-1. Gol al consolării, marcat de Ionel Ganea. Moment tratat cu superficialitate de apărarea franceză, care n-a sărit nici la Gică Popescu. Iată-l aici trimițând spre Ganea și reluare spectaculoasă a vârfului de atac al lui Stuttgart. Nicio replică din partea lui Rame. 2-1 în minutul 84. Nu, în minutul 88. Al reușitei atacatului lui Stuttgart. Rame a ieșit mult dintre buturi. Poarta este goală. Toican. Rame a revenit între timp. Dorinel Munteanu din nou șoabă pe stânga. Șutează Dorinel și este corner. Corner pentru România. Suntem în minutele de prelungire și minge care trece alături. Putea ieși un autogol. Arbitrul a considerat că mingea a fost atinsă de Desai. Fază neclară și încă un corner, probabil ultimul al acestui meci. Da, a fost ultima fază a unui meci câștigat de reprezentativa Franței cu 2-1.